Mulțumesc. Apropo de Klaus Iohannis, a fost la vizitele sale din Emiratele Arabe Unite și Azerbaijan și directorul SRI Eduard Helvig, acolo alături de președinte. Vorbim despre două deplasări ale președintelui, așa cum știam. Din anunțurile Cotroceniului au avut ca scop discuții strategice despre siguranța energetică a noastră, dar și despre accelerarea digitalizării. Președintele a avut în delegație o serie de miniștri și consilieri care urmau să se întâlnească cu omologilor din țările respective. A fost așadar acolo și Eduard Helvig la Baku în februarie. Klaus Iohannis, vă reamintesc că a deschis acolo reuniunea ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze. Apoi în Emirate, unde am și văzut imagini zilele trecute, în care s-a discutat de intensificarea relației la nivel guvernamental între cele două state și semnarea de către România și Emiratele Arabe Unite a unor memorandumuri pe domenii importante, cum ar fi energia, educația și tranziția la energia verde și, desigur, la digitalizare.